Pe 31 decembrie 2019, o mulțime de cazuri de pneumonie au fost raportate în orașul Wuhan din China. La scurtă vreme după infestare, epidemia a fost clasificată ca un nou tip de coronavirus și nu are de-a face cu vreo specie de lămâie, vreo plajă sau vreo aură extradimensională. Aceasta este o nouă tulpină a virusului nemai întâlnită până acum la oameni. Coronavirusurile sunt o familie mare de virusuri care provoacă diferite boli oamenilor și au o varietate mare de simptome, cum ar fi de la o simplă răceală până la unele afecțiuni severe. Sunt destul de comune în jurul lumii și alte exemple ale afecțiunilor provocate de alte coronavirusuri sunt MERS, adică sindromul respirator din Orientul Mijlociu, și SARS, sindromul respirator acut sever. SARS a fost faimos între noiembrie 2002 și iulie 2003, când a izbucnit o epidemie similară cu cea din prezent, unde peste 8.000 de oameni au contactat virusul și aproximativ 800 au murit din cauza acestuia sau complicațiile apărute ulterior. Moartea cauzată de virus este legată de simptome precum pneumonie, alte probleme respiratorii și insuficiență renală. Coronavirusurile sunt cunoscute pentru abilitatea de a se răspândi rapid de la persoană la persoană prin tot felul de modalități, cum ar fi contactul direct, prin secrețiile expulzate în timpul strănuturilor sau chiar prin atingerea unei suprafețe unde este prezent virusul. Acestea fiind spuse, ar trebui să ne îngrijorăm că vom contacta și noi acest virus? Hai să vorbim despre asta! Pentru a ști dacă trebuie să ne îngrijorăm, va trebui pentru început să ne uităm pe lista oamenilor care sunt în prezent expuși riscului de infestare. Expunerea ta la virus s-ar putea să varieze în funcție de zona geografică în care te afli. În prezent, cel mai mare risc de a contacta noul coronavirus denumit și COVID-19 este în capitala provinciei Hubei din China, Wuhan. Totuși, oricine a vizitat China în termen de 14 zile de la debutarea simptomelor trebuie să solicite imediat asistență medicală. Wuhan este centrul infecțiilor, prin urmare, guvernul chinez a restricționat toate călătoriile către acest oraș și în zonele apropiate. În prezent, mai multe orașe din China sunt puse sub carantină cu scopul de a împiedica cei 70 de milioane de locuitori să călătorească de bunăvoie. Această restricție s-a petrecut în timpul sărbătorii noului an chinezesc, care este de obicei cea mai aglomerată perioadă a anului. Foarte mulți oameni nu își pot vizita familiile pentru a sărbători noul an, ceea ce provoacă oarecare agitație printre masele de oameni. Odată ce focarul progresează, mulți chinezi sunt în mare pericol, iar medicii prezic că focarul de infecție ar putea dura luni de zile, motiv pentru care profesioniști medicali se pregătesc pentru ce este mai rău. În prezent, sistemul de sănătate este supus unei sarcini extreme, iar spitalele operează la nivel maxim, refuzând în unele cazuri pacienții ce prezintă simptome slabe. Au fost solicitate urgent provizii medicale precum măști și mânuși care sunt într-o cantitate insuficientă. Pe lângă toate aceste riscuri de infestare a populației, economia Chinei va suferi și ea. Cu atât de mulți oameni puși în carantină și provizii rămase neexpediate, este greu ca viața să continue ca de obicei în acea provincie. Afacerile sunt închise, iar între timp, Disneyland-ul din Shanghai experimentează una dintre cele mai prolifice suspendări ale serviciilor. Va fi interesant să vedem cum decurg lucrurile după ce virusul va fi învins. Acum, dacă trăiți în afara Chinei, riscul de a contacta coronavirusul este semnificativ mai scăzut. Au fost cazuri detectate în mai multe țări, printre care Vietnam, Singapore, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Thailanda și Statele Unite, însă toate cazurile au fost sub control și lucrurile nu decurg la fel de rău precum în China. Guvernele din America și Marea Britanie au cerut călătorilor să evite Wuhan și zonele din împrejurimi, sfătuind oamenii să nu călătorească decât în caz de urgență. În prezent, nu este clar dacă avem cazuri de transmitere a infecției între persoanele din afara Chinei, dar probabil vom afla răspunsul în viitorul apropiat. Virusurile precum acesta prezintă cele mai mari riscuri pentru oamenii care suferă deja de alte afecțiuni medicale, dar și pentru copiii mici sau oamenii în vârstă cu un sistem imunitar slăbit. Nu este foarte probabil ca acesta să se răspândească și să devină o pandemie la nivel global. Profesioniștii medicali și guvernele lucrează împreună pentru a stăpâni toate cazurile infecțiilor.
chiar dacă se răspândește pe o rază mai mare, sunt măsuri pe care le putem lua pentru a diminua efectele negative ale contactării virusului. Ar trebui urmărite cu precauție practicile standard pentru a preveni expunerea și transmiterea mai departe a bolilor, deci spală-te pe mâini regulat, pune mâna sau batista la gură atunci când tușești sau strănuți, menține-ți locul de muncă curat, nu împărți alimente sau băuturi cu alte persoane și pur și simplu stai în casă dacă te simți rău sau te afli deja în zonele care prezintă un pericol ridicat. Prin urmare, da, ar trebui să fim atenți și vigilenți în abordarea acestei noi tulpini de coronavirus, dar dacă nu te afli în mijlocul focarului, acesta nu ar trebui să prezinte un risc major pentru tine. Între timp, arată compătimire oamenilor din China care se luptă cu acest virus și puneți încrederea în cadrele medicale profesioniste care se confruntă cu el chiar dacă condițiile sunt nefavorabile. Voi ce credeți? Se va răspândi mai departe sau procedurile de combatere și prevenire vor avea succes? Scrieți-ne în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!